Domnule profesor Golugan, avem rezultatele de la evaluarea națională care arată un dezastru la matematică. Doar 39,40% dintre copiii de clasa 8-a care au susținut simularea aceasta au reușit să ia nota 5. Ce se întâmplă? S-a schimbat programa în ultimii 30 de ani încât matematica a devenit de neatins pentru 60% dintre copii? Nu, programa nu s-a schimbat, manualele cu atât mai puțin, chiar poate programa s-a mai simplificat un pic, mai ales în ultima vreme încercăm să dăm niște indicații autorilor de manuale în așa fel încât manuale să fie mai risite și să nu se insiste foarte tare pe chestiuni foarte riguroase. Din păcate însă, haideți să pornesc de la o primă idee. Sigur, rezultatele sunt proaste, dar haideți să scoatem partea care este, să zicem, zgomot alb sau eroare în aceste rezultate. Trebuie să înțelegem că cam 10-15% din copii nu au fost interesați să-și dea toată silința ca să rezolve problemele. Trebuie să vedem că există și poate, nefiind examene naționale și corectura nefiind plătită, a fost făcută foarte repede de către profesor, nu cu foarte mare atenție. Deci asta poate să influențeze puțin procentele. Și faptul, deci aici sunt cu totul de acord cu părerea multora dintre profesori care susțin că aceste note de la testele naționale, de la evaluările naționale, să fie trecute totuși în catalog. De la simulări. Să fie trecute în catalog. Să se găsească o formă prin care să poată fi trecute în catalog, pentru că există niște chestiuni legislative care... Bine, se pot trece și acum în catalog la cererea, elevului și a părintelui, da. Dar ar trebui să știe elevul că este un pas de trecut care e obligatoriu. Da, totuși, pentru că e în ajutorul lui. Totuși, cum vi s-au părut subiectele pentru ambele clase? Da, și pentru clasa vă spun imediat. Haideți să termin și cu... Da. E clar că este un declin al învățării matematicii, dar nu numai la noi, peste tot în lume. Nu știu ce se întâmplă. Eu cred că felul de se comporta și de a judeca al copiilor din ziua de astăzi nu mai acceptă rigurozitate și foarte multă informație care să aibă el impresia că nu este utilă. Peste tot în lume, de fapt, predarea matematicii nu s-a schimbat masiv așa cum ar fi trebuit să se schimbe, dată fiind tehnologia, dată fiind aplicațiile matematice, dat fiind modul copiilor de a percepe informația altfel decât acum 40 de ani. Și asta îi face să respingă orice fel de, sau în mare parte din lucrurile pe care ei le văd ca lucruri formale și care nu, pentru foarte mulți, n-au niciun fel de frumusețe în legăturile lor cu realitatea. Revenind la aceste rezultate, subiectele nu au fost grele. Adică subiectele au fost mai grele decât în alți ani. Mai grele decât cu alți ani. Inclusiv m-am văzut și la liceu, la testele pentru bacalaureat și clasa 11. Au fost mai grele. Și atunci copiii nu erau obișnuiți cu astfel de teste? Care e explicația, de fapt? De ce pur și simplu nu au făcut? Pentru că nu aveau competențele necesare, n-au învățat suficient ca să treacă. Cum ar trebui predată matematica? Sau astfel încât să nu avem rezultate ca astea pe care le-am avut săptămâna trecută? Cum ar trebui formați profesorii? Nu știu, ce ar trebui să facă un tânăr care termină anul ăsta, să zicem, sau a terminat anul trecut matematica și vrea să se ducă în învățământul în principiu, studenții de la matematică, dar cred că e același lucru și la alte științe care dau profesori la catedră, există foarte puține în facultate, foarte puțină pregătire didactico-pedagogică și foarte puțină, cum îi spunem noi, didactica predării matematici. O fac foarte puțin și când o fac, de foarte multe ori, nu este serios luat în seamă. Sunt foarte puține licee în care studenții sunt trimiși de la matematică să facă practică pedagogică și acolo sunt luați în serios, în sensul că sunt puși de către cadre didactice cu experiență să facă exercițiul acesta de a fi profesor, de a corecta, de a asista la ore, de a primi indicații, de foarte multe ori și au o devenință că au participat și gata. Deși cunosc locuri în care lucrurile se desfășoară foarte bine și așa am descoperit tineri uneori foarte, foarte buni pe care îi folosim și am recomandat mai departe.
Deci e o problemă de pregătire. Este o problemă de pregătire a profesorilor. Din cauza asta ducem lipsă de profesori tineri care să continue o activitate care era, să zicem, un atu al educației românești. Profesor de matematică peste tot capabil să înțeleagă bine programa și să o predea mai departe. Și matematica mai are o problemă. Aceea meditațiilor la scară mare. Aceste meditații influențează foarte mult și structura examenelor și poziția altor copii față de matematică. Pentru că nu se meditează toți copiii la matematică. În zonele defavorizate nu se pune această problemă. Pe de altă parte, în momentul în care temele pentru acasă la matematică sunt tot mai puține și există indicații clare că se merge spre tema asta ca să nu rămână copilul încărcat, matematica fără puțin exercițiu nu se poate asimila. Deci ca să faci un exercițiu, să zicem, din prima parte, prima treime din examenul, din simulare, în principiu trebuie să faci acasă, în clasă și acasă, cam 10-20 de exerciții de tipul acesta. Ori atunci când nu faci decât unul în clasă și pe ăla puțin înțeles, n-ai șanse, chiar dacă exercițiul e simplu. Uitați-vă ce deosebire mare este între testele PISA și examenele noastre de verificare, să le zic eu așa, da, de simulare. Testele PISA conțin destul de multă matematică. Nu atât de multă cât examenele noastre, nici măcar jumătate. De cunoștințe ai nevoie. Dar ele sunt concepute în așa fel încât să verifice felul de a gândi al copilului, felul de a-și pune probleme și felul de a analiza situații complexe. Ori matematica ar trebui încet, încet să revină la a da mai multă substanță acestor raționamente. Nu tehnici de calcul de rezolvat probleme tip. Pentru că acelea sunt simple exerciții care te ajută sau să fii atent, sau să gândești mai repede, sau să știi că ce înseamnă particular general, da? Dar a scrie modul de x egal cu minus x și plus x în anumite situații, asta nu înseamnă matematică. Spuneați mai devreme că la un moment dat profesorii sunt, în fine, puși la zid într-un fel de societate, inclusiv de elevi, de părinți. Avem acum o nouă contestare a profesorilor de matematică referitor la Olimpiada de Matematică. Știți, da. Săptămâna trecută au făcut părinții copiilor de clasa 5-a, 6-a o petiție dintr-un liceu sau din mai multe, nu știu, petiția e generală, a fost semnată de vreo 500 de persoane în care contestă modul în care au fost evaluați copiii la Olimpiada județeană sau, mă rog, etapa județeană de matematică. Ei spun că... Din alte județe, da. Care e problema, de fapt? Cum sunt evaluați copiii ăștia? În primul rând, am ajuns și la Olimpiadă în primul să rând, contestăm evaluarea. Da, nu, e total lipsit de sens ce au făcut, pentru că n-au de unde să știe a doua zi, că așa a apărut, a doua zi după etapa județeană, nu erau afișate toate rezultatele. Au contestat felul în care au fost corectate, adică au contestat numai după notele pe care le-au văzut pe afișate sau le-au luat de pe internet. Nu văd cum pot să conteste când nu știau clar ce subiecte au fost, cum au fost și cum au fost contestate. Da, este un lucru care arată că, cum să spun eu, faptul ăsta de a, libertatea asta de a contesta în orice situație, orice, duce la niște lucruri care aduc o lumină proastă asupra școlii și copiii aceia nu cred că vor fi sunt foarte fericiți să trăiască în tensiunea asta provocată de părinții acasă. Că nu știu în ce județ s-a furat sau s-a corectat. Și acum pot să vă spun că am fost implicat în Olimpiada asta județeană, am și văzut conform regulamentului avem voie să cerem de la județele respective copii scanate ale lucrărilor care ne interesează. Am cerut din județul respectiv și din altele toate copiile care au avut copii cu punctaje mai mari și n-am găsit decât a rare ori foarte mici diferențe de punctaj. Și oricum, acele diferențe care apăreau de plus minus un punct la câte o lucrare nu defavorizau în totalitate clasamentul și era clar că nu erau făcute din
dintr-o dorință a corectorului de a-l ridica pe cineva în față, ci poate dintr-o neînțelegere completă a situației în care, situației în care copilul respectiv rezolva problema. Ne pregătim de o nouă lege a educației, asta da. Pe care o avem are deja 8 ani, cam așa. Cum e necesară o nouă schimbare, apropo de schimbări în educație, cum ar trebui să arate legea asta a educației? Da, asta e și o întrebare grea la care eu, în general, am evitat să răspund. Este clar că toate legile de până acum au avut mari hibe. Din start. Unele hibe au fost rezolvate, altele hibe au fost introduse. O lege a educației n-ar trebui să fie atât de amănunțită cum a fost cel puțin ultima. Legea educației ar trebui să fie un fel de Constituție americană pentru învățământ, să aibă 2 pagini, da? Și restul să fie indicații de aplicare. O lege a educației nu trebuie să prevadă cum se vor desfășura examene, test grilă sau nu grilă. O lege a educației ar trebui să dea mai puțină putere inspectoratelor în a birocratiza sistemul. O lege a educației ar trebui să pună pe prim plan relația dintre profesor și elev și nu hârtiile și lucrurile pe care le face formal profesor. O lege a educației ar trebui să nu introducă prea mulți termeni împrumutați din alte limbi, ci să fie foarte explicită în limba română. Cuvinte ca item, curriculum, care nici măcar în limba noastră, în română, n-are plural, deci e folosit aiurea, și altele, multe altele, ar trebui să dispară. Ce note ați da educației acum, în momentul ăsta? 6. Care sunt? 6. 6. Adică trece la BAC, să zicem. Da, educația trece la BAC și sistemul de educație trece la BAC încă. Și nu, știți ce se întâmplă aici? Dacă mă întrebați, asta este o medie ponderată din acei mulți de 2 și 3, da? Și câțiva de 10. Pentru că toată lumea știe că în fiecare județ și în fiecare oraș mare există 1, 2, 5, poate 10 licee excepționale, școli excepționale, unde lucrurile se desfășoară bine, sigur. Mai puțin bine atunci când birocrația crește, că a început să crească cam mult și pentru școlile astea mari. Uh-huh. Funcționează foarte bine. Uitați-vă cum e un liceu Caviano, cum e IHCHB-ul, cum cele 4 licee de la Iași de care se vorbește, Vasile Alexandrii de la Galați, care după părerea mea e cel mai bun liceu din țară prin rezultatele pe care le are oriunde se duc copiii aceia în lume, fără să fie olimpici internaționali excepționali, sau Mircea cel Bătrân la Constanța, sau Loga la Timișoara, și mai departe, la Cluj, cele 4 licee celebre, vorbesc de Sibiu, de orașe mici, la Blaj, la Târgu Ocna. Dacă ați fi ministru pentru o zi, ce ați face? Sau dacă ați fi ministru educației, ce ați face? Dar asta numai dacă aș visa. Păi nu știu, în vis, că altfel nu... poate cine știe. Deci asta aș face. În primul rând, cu toată... Sunt convins că ar fi o luptă teribilă pentru un astfel de om care a încercat să distrugă birocrația din sistem. Pentru că asta este cea mai rezistentă fiară din orice societate. Birocrația, atunci când s-a instalat, nu poți să-i faci nimic. Poți să fii ministru cât de bun. Ești mâncat... la prima posibilitate.